așa să focalizăm puțin. Perfect. No, bună ziua, oameni faini, și bine m-am regăsit pe canalul meu. Cred că nu mai are rost să mai vorbim despre ce urmează. Se vede în titlu, se vede în intro dacă ai ajuns până aici. Iar dacă vrei să mai continui, nu uita să dai un like și un share. Mă ajută foarte mult. Așa că vă urez vizionare plăcută. Să vizităm stațiunea SDM. Dacă într-adevăr sunt probleme cu acest COVID. Nu sunt probleme, cel puțin la mare nu se simte probleme, nu se simte COVID, nu se simte nimic. Hai să vedem. Deci momentan Costinescu se prezintă ok, nu se vede nicio diferență, doar câteva măști pe aici și pe acolo, dar în rest restaurantele, cafenelele, tot merge ca lume. Hai să vedem mai încolo. Facem un update după câteva ore de somn, așa. Ne-am încărcat puțin bateriile, iar acum mergem la plajă. Ia zi, Teo, ești pregătit de prima ta zi de plajă? Da. Sper să găsim un loc, deși este 8 dimineața, am imposibil să nu găsești loc. Mai ales cu pandemia asta urâtă. Este loc. Este. Dar mai întâi de asta să mergem să ne căutăm ceva pălăriuțe, să nu ne bată soarele ăsta în cap. Și poate găsim și o cafea mai bună decât cea de aseară. A fost apă chiar. Nu găsim bancomat care merge. Deci o nouă aventură. Trebuie să căutăm la ora 8 dimineața un bancomat să scoate și niște bani de pe el. Care să se dea nimic, hai că merge. Chiar dacă se ia puțin comisiunea, merge. Urma două foi. Atât? Da. De ce? Atât. Că nu se fure. Gata, Teo și-a luat și pălărie. Este pregătită de soare, de plajă. Ești pregătită? Da, sunt. Între timp s-au dus și norii, a ieșit soarele. Abia aș să fac o baie, să mă trezesc și că mi-e somn, mi-e foarte somn. Nu-i păstra loc? Ha? Nu-i păstra loc? Uite aici. La ai cearșaf. Ha? Ai cearșaf. La unde vrei? Lasă-mă. Bună dimineața, dragi prieteni! Ne aflăm în Constanța, nu știu, a treia zi de vacanță, cred că este. Ne rătăcim puțin pe aici, căutăm centru să mâncăm. Restaurantul meu preferat acolo, Taverna Grecilor sau cum era. Da. Să mâncăm un souvlaki bun, bun, bun. Și apoi mai poate, dacă mai ține vremea, deși bate vântul destul de puternic, poate mergem și în Mamaia, vizităm și casino, așa că haideți cu noi! Fiecare mâncă separat. A, da? Ce alegi acolo? Păi, eu mă uitam la platou. Dacă fiecare alege separat... Da, nu ți-e separat. Dar ce sunt eu? Ceva mare, mare, mare. Hai că am găsit și Taverna Grecilor, Nico, să zicem, în Constanța.
așteptăm să ne aducă mâncarea. Suntem destul de morți de foame și de sete, mai ales. De sete, mai ales. Hai, revenim cu un update când aduce mâncarea. Vă pup! A venit și mâncarea. Dar înainte de a începe să mâncăm, eu zic să dăm un cioc. Okay. Și pentru voi să fie acolo. Hai să vă arăt mâncarea acum. Bună ziua. Da, oprim filmatul ca să mâncăm și noi. Apoi continuăm, revenim. Cam mică înghețată la constata, dar pe căldura asta merge. Așa e, așa e, merge. Uite aici. Foarte bună. Hai, stată-mi s-o scurs pe mână. A dispărut, au dispărut lei. Uite aia, de acolo e. Asta și-o cu cetate și-o cu... Nu, uite aia, uite aia, de acolo e. Să porți masca. Mai bine dați-o jos, că vă asigur masca aia. Amar, trebuie să fii puțin nebun să călătorești cu masca aia pe gură la 26-27 de grade. Nu știu cine suportă sau cine ar putea reuși cu ea. Sunt care pot, ai văzut. Da, mă, da, să stai mult așa, ore în șir. Nu știu, eu mi-o țin puțin și pe aia o dau jos. Controlorul trece, o dai jos. Mi se pare o idioțiene. Dar știu că sunt mulți care cred în așa ceva. Așa că cine sunt eu să vă judec? Păi, destul de pustiu Neptun așa. Poate că este și ora 4 și încă lumea este la plajă. Și este destul de cald. Na, na, nu toată lumea e bună ca noi merge pe stradă pe căldura asta, dar încercăm să căutăm și noi plaja. Facem și o băiță, a? Hai odată! Da, bre, dă-te, bă, jos! Bă, dacă nu are nimic, mă, să nu scrii mașina. Ce faci? Hai, mergi, dă-te jos! Ce cuvinte!
acolo. E bun la ceva căruciorul, eh? Păi da. Săracul băie, stă mai bine. Ce-mi face acolo? Ce faci cu papucile? Uite-te acolo! Ce bine să ai angajat! Fac alții treaba locul tău, vede? Hai că a reușit să prindem și răsăritul. Mă înjură puțin pe că am trezut de dimineață, dar am reușit în sfârșit. Pentru o săptămână. Nu e bine, botnița jos. Mulțumit? Nu. De ce nu? Puneți-o înapoi. Păi? Respectă legea. Ai, na. De ce nu respecti? Te am asta. Care? Aparatul? E filmat? Da. Nu, puneți-o după asta. Vine controlor. Poftim? Vine mine controlor. Nu, vine nici eu. Te cam luat de ceva. Până la mangale mai e. Da? La mangale mai e. Cu minte toată fața în masca asta când e atât. Nu, ce fain, e mască de dormit. Toată fața mi-e într-o mască. Bună dimineața, dragi prieteni! După ce am luat la rând toate stațiunile, să vedem cum se prezintă virusul ăsta prin stațiune, printre oameni. Astăzi urmează Vama Veche. Ne aflăm acum în trenarea spre Mangalea și de acolo spre Vama Veche. Așa că haideți cu noi! Gata, am ajuns! Am ajuns la Mangalea. Sper să nu murim de cal până prindem mașina. Bun, cam asta a fost și cu vlogul de vară. Tragem și noi ultimele concluzii. Dacă nu ți-e frică, dacă n-ai probleme cu virusii, du-te liniște la mare. Este destul de aglomerat. Poți să zici că e la fel ca în anii trecuți. Doar că cluburile s-au schimbat, mulți nu mai au artiști, muzica e puțin mai încet de la o diferită oră. Dar în rest, aceeași chestie. În Vama mi s-a părut stațiunea cu cele mai puține măști surprinse. Dar și acolo erau puțin. Vama este frumoasă ca de obicei, dar din păcate pentru mine este destul de piperată. Și nu am stat prea mult. Neptun mi s-a părut cea mai speriată stațiune. Am întâlnit oameni cu cei cu măști, familii cu măști, oameni pe plajă cu măști, peste tot erau măști, chiar și copii, chiar și la restaurante, chiar peste tot. Și prețurile la fel și pe acolo, destul de mari pentru o stațiune ca Neptun. Și pe lângă asta mai sunt și care încearcă să te păcălească, așa că aveți grijă unde mâncați și ce faceți. Sfatul meu este în continuare, mergeți la mare. Nu vă lăsați influențați de televizoare. Luați și distrați-vă că viața vă trece. Eu am fost Bla. Nu uitați să lași un like, un share dacă ți-a plăcut. Și ne vedem data viitoare. Pa!